În județul Hunedoara, rezultatele evaluării naționale pentru elevii de clasa 8 -a sunt mai slabe față de cele de anul trecut, cu aproape un procent. Peste 26% dintre elevi au luat note mai mici de 5, ceea ce înseamnă că au pierdut șansa de a se înscrie la un liceu. În schimb, se vor specializa în diferite meserii la școlile profesionale. Vestea bună care menține învățământul hunedorean pe linia de plutire este că 73,38% dintre ele au obținut în medie egale sau mai mari de 5, iar la polul opus, 38 de elevi din județul nostru au obținut medii generale de peste 9,50, iar doi elevi de la Colegiul Național de Cebal din Deva și Școala Gimnazială Andrei Șaguna din Deva au reușit să treacă acest prim examen important din parcursul lor educațional cu o meritoasă medie de 10, fapt care nu a trecut neobservat de președintele Consiliului Județean Hunedoara la Orențiu Nistor, care în fiecare an a recompensat performanța în educație. Îi felicit pe cei doi elevi deveni de nota 10 pentru performanța realizată, pentru seriozitate și perseverență, pentru munca pe care au depus-o pentru a ajunge la asemenea rezultate. Îi felicit pe profesorilor și pe părinții acestor copii care ne fac cinste și ne arată odată în plus că învățământul Hunedorean este unul de calitate. Totodată îi felicit pe toți absolvenții clasei Opta din județul Hunedoara care au promovat examenul de evaluare națională. Mult succes tuturor pe mai departe. A transmis Laurentiu Nistor pe rețelele de socializare.